Salutare pofticioșilor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi revin cu un videoclip nou. Așa că dacă tot ați ajuns pe canalul meu de YouTube și vreți să mă susțineți, nu uitați să dați o abonare la acest canal, să activați clopoțelul să știți când postez un videoclip nou și bineînțeles un like și un comentariu la acest videoclip. Așa că hai să vedem ce filmăm astăzi. Astăzi am ajuns la Food Story, acela aproape de centru, exact în stația de taxiuri, nu cel de la piață, celălalt. Și am luat un Pepsi. Așa. Și o șaorma mare. E imensă. O șaorma de pui. Hai să vedem cât a costat, să văd unde e bonul. Aici e bonul. Shawarma a costat, stai că nu scrie separat, 22 de lei. Așa că hai să începem. E imensă. Cam așa arată. Să scoatem de aici. Deci e foarte, foarte mare. Așa că hai să începem să degustăm. Să vedem dacă chiar merită 22 de lei. Să vedem cum o desfac, că e foarte mare. Până acum am dat doar de carne. Foarte bună. Multă carne. Wow, Pepsi-ul e foarte rece. E o shawarma cu foarte, foarte mult sos. Cred că era mai bine să iau fără ketchup, pentru că ketchup-ul îi schimbă foarte mult gustul. Dar ce îmi place la această shawarma? Carnea e cu un condiment diferit. Aduce spre indian, așa. Foarte bună. Din orașul Târgu Jiu. Este cea mai mare shawarma până acum. Dar ce e interesant, sunt două food story în Târgu Jiu, pe care le știu eu. Nu sunt sigur dacă mai e altul. Dar de unde am luat înainte, shawarma era mult mai mică decât asta.
Este aceeași firmă, nu știu de ce aici e mult mai mare și acolo e diferită. Că tot shawarma mare am luat și de acolo. Ce conține? Carne de pui, cartofi, castraveți murați, salată de varză, un mic salată roșie și salată verde, castraveți murați și deci am mâncat jumate din ea și deja sunt full. Am o gură de Pepsi. Foarte bună. Deci carnea din această shawarma e extraordinară. O să încerc și o shawarma la farfurie să văd, să testez mai mult această carne. Vă recomand, dacă ajungeți pe la Târgu Jiu, puteți să o încercați să vedeți dacă vă place și vouă. Asta a fost pentru astăzi, pofticioșilor. Dacă vreți să vedeți ceva anume, lăsați comentarii cu ce mâncare vreți să mai încerc sau ceva challenge-uri. Asta a fost pentru astăzi, pofticioșilor. Dacă vreți să mă susțineți, nu uitați să dați like, comentariu, o abonare la acest canal și nu uitați să activați clopoțelul să știți când postez următorul videoclip. Vă mulțumesc pentru vizualizări și poftă bună!